Capitala și marile orașe din România au fost împânzite cu din ce în ce mai multe reclame la diverse studiouri de videochat. Amplasate strategic în zone centrale, reclamele promit tinerilor dornice să se angajeze bani mai mulți decât ar câștiga la alte locuri de muncă. Însă această meserie controversată se pare că a împărțit România în două. Mi se par niște reclame agresive. Videochatul nu e în regulă. Urât, urât de tot. E de prost gust. Ce părere ai despre persoanele care practică videochat? Nu-mi plac, dar este o realitate. Te-ai gândit vreodată să faci videochat? Nu. Nu aș face pentru că nu mi se pare o meserie respectabilă. Ce crezi că ar zice părinții tăi dacă tu ai face videochat? Nu ar fi de acord. Cred că n-ar mai vorbi cu mine niciodată. Crezi că sunt reale lucrurile pe care ei le promit? Nu, în niciun caz nu sunt reale. Nu știu ce oferă videochat-ul, dar nu cred că poți să bați din degete și să ai toate așa deodată. Mă gândesc că statutul tău social este mult mai important decât niște bani făcuți prin astfel de metode. Am trecut printre multe greutăți, dar niciodată, indiferent de cum ar fi situația, nu m-aș duce să fac așa ceva. Am o fată și sper să mă ajute bunul Dumnezeu să nu fac așa ceva. După ce am aflat părerea acestor tinere și a unor mame de fete, am mers la un astfel de studio unde am fost întâmpinați de Maria Boroghin, fost model de videochat, actual manager al studioului. Cea mai mare sumă la noi în studio a fost de 70.000 de dolari într-o lună. Sumele acelea sunt reale. Vacanțele acelea sunt reale, oricine poate să-și cumpere o casă, o mașină mult mai repede decât la un job normal. Toată lumea are impresia că studiourile de videochat duc spre prostituție, că modelele acestea la un moment dat or să ajungă să se prostitueze. Nu recomand să faci lucrul ăsta la nesfârșit. Este un job care îți poate aduce un viitor, dar nu de făcut pe termen foarte lung. Presupun că undeva la 5-6 ani ar fi bine să te oprești, să începi să faci altceva, fie să te axezi pe o carieră, fie să-ți deschizi o afacere cu banii pe care i-ai strâns din videochat. Avem persoane care în momentul de față au o carieră în muzică și au deschis afaceri destul de profitabile, unele dintre ele s-au dus inclusiv în imobiliare, taximetrie. Mai avem fete care, datorită studioului, au avut o rampă de lansare în mediul artistic. Avem două modele care au jucat pe scena teatrului din Geneva ca actrițe principale. Însă, înainte să câștige bani din această meserie, modelele trebuie să treacă prin niște transformări. Aici avem partea de make-up, coaforul, pentru că toate modelele beneficiază gratuit de gene false, unghii false, solar. Partea de make-up, schimbări de look, pentru că ele trebuie întotdeauna să arate bine online. Aceasta este zona de relaxare, unde modelele înainte de tură își beau cafeaua. Da, despre acest subiect vom discuta cu invitații mei. E vorba despre preot, profesor în sacroterapie, Emilian Prodan. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Ani Crețu, bună seara, bine ai venit! Seara. Dar și Maria Boroghină, ați văzut-o acolo, este manager de studio de videochat și fost model de videochat. Bună seara! Bună seara! E o realitate, trebuie să recunosc că e o realitate care pe mine mă înspăimântă, dar eu poate nu sunt prea conservatoare, poate am alte principii. 300 de mii de modele în România? Da. Peste 100 de mii de modele de videochat în București, capitala mondială a videochatului. Da, aceasta este o realitate în România. Este o realitate strigătoare la cer sau o realitate normală? Cum o vezi? Spune că normală. Păi părinte, cum vedeți dumneavoastră lucrurile acestea? Știți că există o zicală, banul este ochiul diavolului, ca să nu zic formula veche. Din păcate, din ce în ce mai mult, oamenii sunt atrași de lucrurile materiale. Să știți că subiectul nu mi este străin, nu de foarte mult timp. Au venit câteva domnișoare la spovedanie care tocmai practică această meserie, dacă este permis. Și că se plătesc taxe și impozite la ANAF, sunt angajate cu carte de muncă. Sunt studiouri care lucrează cu carte de muncă, sunt studiouri care lucrează cu alt tip de contract. Și ce scrie? Ce scrie în cele în care lucrează cu carte de muncă nu aș putea să vă spun pentru că nu am văzut un astfel. Nu cred că există un nomenclator model de videochat. Nu există, dar sunt contracte legale declarate la ANAF pentru care se plătesc impozite către statul român. Bun, dar asta cu scuza cu impozitele, știi, hai că statul mai ia niște bani, e ușoară, dar
face lucrurile acestea sunt morale, sunt... Nu. Tocmai asta vă spuneam, că erau foarte demoralizate. Spuneau că au foarte multe stări de insomnie și există o luptă continuă în interiorul lor, de altfel. Că știu că fac lucruri greșite. Da, între suflet și trup. Trebuie să acceptăm că există corpul fizic și corpul spiritual. Și de ce făceau, sufletul. Părinte, nu le-ați întrebat? Pentru bani, spuneți. Pentru că s-au obișnuit cu o viață luxoasă, s-au obișnuit cu anumite, cum să vă zic, plăceri ale vieții și atunci au trebuit... Mă întorc imediat că în goana după bani. Are dreptate părintele? Păi, dacă vorbim de moralitate, haideți să definim un pic moralitate. Este moral să vinzi alcool? Este moral să vinzi tutun? Este moral să fii actriță cu premii Oscar, să apar dezbrăcată într-o scenă de film? Dar eu sunt actriță și de ce este imoral? Stați păi așa un pic, asta că eu nu intru pe teritoriul dumneavoastră, nu uitați pe teritoriul meu. Nu, că aici am scot și eu coada de scorpion. Da, dacă dumneavoastră ați apărea dezbrăcată... Nu, nu, eu am înțeleg limite, că dumneavoastră dar nu, dar sunt actrițe de filme de Oscar care au apărut dezbrăcate? Ele sunt actrițe, într-adevăr, există un lucru de mijloc și haide să definim că eu nu vreau să fiu nici lupul moralist și nici nu vreau să pic în partea cealaltă, dar o să-mi apăr întotdeauna breazla, cu prețul a orice. Unu, eu consider că atât timp cât există cerere, există și ofertă și dacă nu o fac româncele, o fac altele și cred că nu este doar în România această meserie și cu contracte și cu carte de muncă la ANAF. Doi, să facem distinția într-adevăr între a fi actor și a presta un act artistic pentru care ai niște școli și niște diplome, că apar sau am dezbrăcat, te privește în mult direct. Faptul că acest videochat poate să fie controlat până la un punct, iarăși acolo, tocmai ce discutam în pauză, că există și cupluri, există și bărbați care fac, există și femei. Eu nu vreau să fiu moralist, doar că hai să nu confundăm partea de actorie, ce fac actrițele, cu ceea ce înseamnă videochatul. Pentru că aici ne supărăm. Eu cred că Maria a vrut să spun altceva, că există nuditate premiată. Da. Și există nuditate pusă la zid, cum ar fi, iată, da, cazul vostru. Din punctul acesta de vedere. Dar una este, cum să spun, cum e să-ți ceară un străin pe care nu l-ai văzut în viața ta, acum faci ce-ți zic eu și eu îți bag bani în pușculiță. Deci te dezbraci, acum te întorci, acum eu habar n-am, zic și eu. Acest lucru nu-l înțelegeți cum dumneavoastră. Sună? Nu la sună video... că femeia pare a fi un obiect? Da, dar dumneavoastră nu înțelegeți un lucru. Acel membru poate să ceară, este la alegerea modelului dacă vrea să facă acel lucru sau nu. Pus pentru 70.000 de dolari pe lună, tu crezi că ea pentru nu face? Pentru 70.000 de dolari, acel model, când a câștigat cei 70.000 de dolari, nu s-a dezbrăcat absolut deloc în acel moment, pentru că a avut un membru care a cheltuit acei bani cu ea, a stat 19 ore online, din care 16 a dormit. Sunt modele și modele. Există adică video-chat l-a adormit, era unul mai în vârstă și a adormit și nu, domnul acela i-a dat timp, a plătit ca ea să poată să se odihnească. Sunt modele de videochat care folosesc jucării sexuale și se duc înspre o parte mai erotică și sunt modele de videochat care lucrează, de exemplu, pe non-adult și nu se dezbracă sau lucrează pe adult. Și ele ce se sunt? Un fel de asistente, nu asistente, de consiliere psihologică? Nu doar psihologică. Se vorbește despre absolut orice. Viața noastră s-a mutat în mediul online. Vrem, nu vrem, suntem pe rețele de socializare și este un fel de rețea de socializare. Dar de ce se face asta oricum pe FaceTime, pe Facebook, pe Insta? De ce bani o faci în... Păi da, asta nu sună... Totul se vinde. Totul se vinde. Dar ce nu se vinde? Dumneavoastră lucrați aici, sunteți plătită pentru acest lucru? Păi sunt plătită, dar eu nu sunt pusă să fac tot felul de lucruri de la străini, doar să le încasez banii. Orice job este plătit. Ce vrei să faci la jobul respectiv depinde de tine. Ce job? Depinde și... Și prostituatele sunt plătite în Germania cu contract de muncă, cu legal. E moral totuși să-ți vinzi trupul pentru asta? Adică vorbim despre asta. Depinde fiecare cum se simte. Doar că trebuie să înțelegem. Există videochat și videochat. Există cu modele din acela care folosesc jucăriile sexuale și există studiuri. Nu mai ziceți că noastre. Mi se pare că îl și pune pe părinte într-o situație. Ca noi, când un model intră îmbrăcată precum o vedeți pe mine. Intră online, așa. Nu stau modelele la noi în studio în sutien și în chiloței. Am înțeles. Stau părinte, ce nu știu, vă rog, concluzii să-mi dați. Ce nu știu, domnișoarele, că după o anumită perioadă, fiecare moment pe care ele, de fapt, și l-au dedicat acestui job sau acestei meserii, le va costa în viitor. Pentru că eu am întâlnit foarte mulți oameni, sincer, din experiența mea ca duhovnic, care au...
au o viață destul de tulburată și banii pe care i-au câștigat într-un astfel de mod nu le-a mai fost, nu le-a mai fost de folos. Părinte, vreau să continuăm această discuție. Mi se pare una de interes public general deja, pentru că iată câte modele practică acestea. Aș vrea doar să atât știm să care știți. Limita. Nu mai putem astăzi, vă rog să ne iertați.